În rest, e ok. Hai să vedem ce fac următorii artiști. Suntem de pe aici, din România, și noi. Un pic cam rătăciți, dar cred că ne descurcăm. Căciulele astea ne reprezintă, într-un fel sau altul, căldura din suflet, sufletul românesc. Doar că n-am mai găsit galben. Salut, salut! Pădărie, fismie! Salut! Ce băieți interesați! Ce faceți? Ce faceți, mă, flăcăi? Bine, uite, ești noi pe aici. Ce număr aveți? Număr mare, wow! Mare? Mare, magic! Domnilor, vă dorim succes! Omorâți-i și vă așteptăm aici, victorioși, da? Aruncați-o pe cumătra! Doamnelor și domnilor, aplauze pentru trupa Fallen Brew! Din spontaneitatea și din creativitatea poporului, care este, mi se pare, mie îmi place muzica. Vreți să câștigați banii sau ați venit degeaba, pur și simplu? Apreciez și umorul și ei au încercat să facă un moment de dans tematic, tematic și să pună și puțin amuzament. Așa sunt femeile în viață, nu lasă pe nimeni să vorbească. Bun. Părerea mea e că ați greșit concursul, 100%. Pot să mai văd încă o dată mișcarea ta, dacă se poate. Care? Nu știu exact cum se numește. Aia așa, când îți treci. Ai făcut-o în partea asta. Chestia aia pe care încercați să o faci aici. Care știu că se face într-un anume fel. Mihai, ce vrei? Se numește coin drop. Ce-ai vrut cu asta? Dar asta nu se face așa, nu? So you're gonna step back, if you're left-handed, step back with your left. You're right-handed, step back to your right. And you're gonna go here. Poți să mai văd încă o dată? Te rog, te implor. Are o problemă azi? Nu, cred că glumește. Tu acum glumești, nu? Așa e mișcarea, omule. You're gonna put one hand down. It should be your opposite of the foot that sounds. So in my case, my left foot and my right hand. You're gonna kick your foot up. And then you're gonna switch. Era obsesiv pe o idee că mai arată-mă odată mișcarea, că n-am înțeles, că n-am văzut, că... Ai făcut mișcarea așa ca să fie funny, dar de fapt poți să o faci. Pe genul, dansezi prost sau te prostești? So, step back, swing, kick, all right? Vreau să văd. Doamne Iisuse! A fost o fixație de moment când a încercat să descompună și să dezbată acea mișcare, care mie mi s-a părut imbecilă. De ce trebuie să despic în firul 4? Pentru a mia oară. Bă, bune, deci chiar vreau să înțeleg chestia asta. Hai să vedem o dată mișcarea, cum este ea corectă și mișcarea cum e făcută ca să fie... Îi arătați voi că eu nu mai pot. Mie personal, breakdance-ul nu îmi spune mare lucru. M-am plictisit.
Nu-mi găsesc motive pentru care eu să apreciez breakdance-ul. Mie îmi plac tangourile, da. Dar de mulți ani, de 15 ani, eu ascult tangouri. Și ce? Deci două morții de okay. mișcare. Că ai votat? Nu, eu încă... Încă dansez în mintea mea. Șurul s-a... A deliberat. Rezultatul este încântător. Ia să vedem. Vă mulțumim. Mulțumim, ați dansat minunat, dar nu e pentru mici. La vorbă n-au fost dulci deloc. De-abia smulgeai câteva cuvinte cu patentul. Nu înțeleg de ce au venit la acest concurs. N-aveți, mă, cuvinte acolo să vorbiți? Ce aia vă întreba, v-a fost zi? Fost dansator. Să-ți faci o intrare, mai pus să respiri. De ce nu mă lăsați să-l prind pe ăla cu o caua mică în pana mea? Că nu știe să danseze. Ăla păi trebuie să-i spui. Băi, Bendea, uite așa să faci eu. Hai, Igor! Da? De atent, încă una. Foaie verde și un topor, Chelu taie un...